Suferi de scabie, chisturi, călcâie crăpate, negi, herpes. Alifia de usturoi îți vine în ajutor. Alifia de usturoi este un puternic remediu natural cu proprietăți terapeutice deosebite, pe care o puteți prepara chiar la voi acasă foarte ușor, folosindu-se numai pentru uz extern, având efecte de cele mai multe ori mai eficiente ca medicamentele convenționale. Micoze, bătături, nevralgii reumatismale, abcese reci fără umflături, scabie, chisturi, călcâie crăpate, negi, herpes genital, hemoroizi externi, răni infectate, tăieturi, acestea fiind doar o parte din multiplele afecțiuni pe care această alifie le poate vindeca. Este foarte eficientă în cazuri de arsuri, calmând durerea, ajutând la vindecarea mai rapidă a plăgilor. În caz de arsură, se va unge zona afectată câteva minute, după care se va lăsa un strat mai gros pe pielea arsă, se va repeta de câte ori va fi nevoie. Se folosește și în cazurile de răceli, tuse, astm, se va freca pieptul cu alifie frecționând ferm. În cazuri de dureri de urechi, se va introduce în ureche puțină alifie de mărimea unui bob de linte, după care se va pune un mic dop din vată. Este utilă în toate formele de calcifieri osoase. Se va unge locul afectat cu această alifie într-un strat gros și se va bandaja cu o fașă pe timpul nopții. A doua zi se va clăti cu apă caldă. Acest tratament este recomandat să fie efectuat în reprize de 10 zile. Cum preparăm alifia? Se amestecă 100 grame de unt clarifiat cu o căpățână de usturoi pisat. Acest amestec va fi pus la foc mic la bain-marie timp de 3 ore. După fierbere, amestecul îl vom strecura și îl punem într-un vas curat, peste care vom adăuga ceară de albine curată, de mărimea unui bob mediu de strugure, amestecând în tot acest timp până ceara se va topi, cu o lingură din lemn ca la maioneză, preț de 10 minute. Alifia este gata. O punem la frigider, după care o putem folosi după ce aceasta a stat la rece 5-6 ore. Dacă folosim alifia pentru bătături, călcâie crăpate mai putem adăuga în compoziția sa și câteva picături de ulei de ricin. Pentru reumatism și pentru înțepături de insecte, adăugă 10 picături de ulei de mentă. Pentru negii și herpes, se adaugă suc proaspăt de rostopască. Dacă aveți bănuiala că aveți probleme alergice la usturoi, recurgeți la un simplu test. Întindeți alifia pe o porțiune mică de piele, iar aceasta nu trebuie să se roșească sau să provoace mâncărimi.